Hello from Port October. De pe care vedeți minunatele stânci albe ale Doverului, celebre, undeva în partea dreaptă. E ceva distanță până acolo, poate telefonul nu poate surprinde. Avem o navă vecină în față, o navă de la Celebrity. Noi suntem pe Carnival Pride acum. Suntem în portul Dover, de unde am îmbarcat pe această navă. De aici vom pleca în Le Havre, Franța. Vom traversa canalul Mânecii, adică ceea ce vedeți aici. Canalul Mânecii, care în cel mai îngust punct al său, are 35 de kilometri între Franța și Anglia. Este un canal navigabil, un canal lung, foarte important pentru economia țărilor și leagă Anglia de continentul european. Încă nu am explorat întreaga navă. Dar în alte filmulețe o să vă arăt nava, acum aș vrea să vă arăt și să vă povestesc despre canalul Mânecii. Acest canal, gândiți-vă că a fost traversat în nopți și este și astăzi. Se stabilesc recorduri mondiale când oamenii traversează în nopți canalul Mânecii dacă o fac fără echipament de protecție. Cei care o fac cu costum de neopren nu stabilesc recorduri decât personal. Prima oară s-a traversat în nopți acest canal, v-am spus că pe o porțiune de 35 de km, cea mai strâmtă porțiunea sa, în 1815, după un război între francezi și englezi, celebrul război de la Waterloo, unde Napoleon a fost învins, când au fost capturați mai mulți soldați francezi și aduși în Anglia. Unul dintre ei, gândindu-se că nu va putea trăi în captivitate, ca prizonier de război, s-a aruncat în canal și mulți au gândit că încearcă să se sinucidă, că nu va supraviețui. Nu s-a aruncat nimeni după el, dar după 30 de ore de not în apele reci ale canalului, a ajuns pe cealaltă, pe cealaltă parte, pe țărmul Franței. A fost prima oară când cineva, conștient sau nu, nu știu ce credințe avea omul respectiv, prizonierul de război, dar conștient sau nu a traversat acest canal. De atunci câteva mii de români au mai traversat, mii de oameni au mai traversat canalul Dover în not, printre care și zeci de români. Important la Dover este un castel care se află undeva în fața noastră, castelul Dover, cel mai mare castel al Angliei și cel mai vechi, vechi de 2000 de ani. Și în dreapta lui, peste nava aceasta și peste următoarele două feribotluri, se află stâncile albe, White Cliffs, la fel de celebre. Se văd în depărtare, sperăm să le vedem când traversăm spre Franța. Salutare de pe Carnival Pride!